Dar vreau să vă mai întreb o chestie. Cum era să arbitrezi un meci al Cooperativei? Un meci în care știați cumva, chiar dacă nu vi se spunea dumneavoastră, știați că lucrurile sunt aranjate. Pentru că erau zeci de meciuri de genul ăsta. Da. Meciul meu de debut al carierei în Liga 1 a fost Petrolul Ploiești, Gloria Bistrița. Da. La Ploiești. La Ploiești. Da. Probabil că și am fost dat acolo pentru a nu avea probleme la debut. Era primul meci din Liga 1. Să fiu protejat un pic. Să nu fie un meci tensionat, da. Mare. Mi-aduc aminte că domnul Jean Pădureanu a intrat în cabină odată cu aducerea raportului de joc și a zis: Florin, îți urez succes, te rog să nu-mi dai galbene pentru că am meci greu etapa viitoare. Atât, da, a zis. Da. Dar încearcă să nu-mi dai galbene că am meci greu etapa viitoare. Probabil că trebuia să înțeleg că... Că etapa asta nu e atât de grea. Că nu e atât de grea etapa asta, că echipa joacă. Și meciul cum a fost? Și meciul a fost foarte delicat. Incredibil a fost meciul. Așa. A fost 1-0 pentru Petrolul. Da. Au egalat bistrițienii pe început de repriza a doua și prin minutul 72, așa, l-au introdus pe Misti. Dacă... Așa, mi-aduc aminte de numele lui. Aminte, da, de el. Era un tip uchelie, așa, îndesat, foarte strong pe picioare, care a marcat un gol în minutul 72. În momentul în care s-a făcut 2-1 pentru Bistrița, a fost așa un moment de rumoare în joc, în teren. Nu se vorbea nimic, dar îi vedeai pe jucători că freamătă. Adică i-am simțit că freamătă. Nu așa ne-a fost vorba cumva. Nu știu, nu vorbeau. Dar asta simțeați? Simțeam. Da. S-a făcut minutul 82, iar băncile de rezervă erau un clocot. Și simțeam că e o tensiune superioară. Adică nu se întâmplase nimic până atunci atât de important. Da. Și prin minutul 82-83, așa, Zegrean, fundașul dreapta, la blond și micuț, da, face un faul din ăla urât în suprafața de pedeapsă. Îi dă peste picioare unui jucător de la Petrol. Da. 11 metri, evident, penalti. Normal. Fără VAR, fără nimic. Fără probleme. Fără ce VAR. Execută, dar m-au înconjurat jucătorii de la Bistrița la un penalti la care era incredibil. Incredibil de clar. Ce faceți, mă, zic? Vedeți că am băgat mâna la cartonaș și zic: ce să vă dau cartonașe, că n-am ce să fac. Păi voi la asemenea penalti mă înconjură? Și era problemă. Era rugămintea lui penalti să nu dați galbene. Nu lui penalti. Lui Pădureanu, pardon. Așa, da. Scuze. S-a marcat din penalti, s-a făcut 2-2 și am ajuns în minutul 89 cu scorul de 2-2. Da. Tensiune. Ataca Petrolul în valuri. Și nu intra mingea în poartă. Dar acum nu știu dacă trebuia să intre sau nu, sau așa era, așa mergea jocul. Nu-mi dau seama, nu pot să vă spun acum. Da. Cert este că prin minutul 90, domnul Mironaș, cel mai tare din oraș, rade în suprafața de pedeapsă pentru a doua oară. Incredibil. Penalti. Și se termină 3-2. Încă o dată, nu aș putea să vă spun că a fost un meci aranjat. Dar în lumina noilor evenimente peste ani... Dar ce am simțit eu acolo, că ceva... Nu s-a potrivit. Nu s-a potrivit. Dar încă o dată, n-aș putea băga mâna, că a existat normal ceva.